Anumite manifestări de acest gen, dar m-am obișnuit și cu această îndeleticire care îmi face plăcere. Sunt deosebit de emoționat datorită faptului că este primul recital extraordinar pe care îl prezentăm sub auspiciile a trei instituții, și anume Universitatea Națională de Muzică București, gazda noastră, în sala căreia ne aflăm, Centrul Comunitar Evreiesc, unde ar trebui să aibă loc, dar în cauza unor intervenții nefăcute, ne-am mutat aici și foarte bine, și o asociație culturală nouă, și anume Asociația Ian Buțucăva și Maria Popa, aici de față. Pentru început, îmi face o deosebită plăcere și bucurie că a răspuns invitații noastre o mare personalitate, și anume excelența sa, domnul ambasador Colt Meyer Clot, prezent acest legat de această activitate diplomatică. Îmi permit acum în fața dumneavoastră, luând în considerare vremurile și întâmplările care se desfășoară sub ochii noștri la ora actuală, părerea mea personală, și bănuiesc că nu numai a mea, este faptul că diplomația este una din cele mai importante căi care ne pot apăra viața. Și măsura în care diplomația, luând în considerare că viața ne-a fost dată ca să o trăim, graiul ne-a fost dat ca să ne înțelegem și credința ca să ne iubim unii pe alții. De aceea, comandamentul iudaic, preluat și de alte alte religii, spune, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Diplomația și în funcție de poziția, de gândirea diplomaților, constituie în faptul dacă calea spre liniște, spre pace între popoare, o conduc de așa manieră încât vorba să fie aceea a înțelegerii și care să ne ferească de cealaltă latură pe care nu o dorim niciodată, calea armelor. Ori în ceea ce privește prezența excelenței sale, consider că este un diplomat cu mare experiență, de o inteligență și de o clarviziune extraordinară, de modul cum s-a comportat și din câte am aflat până acum, care merită toate aplauzele noastre pentru această activitate minunată. În același timp, un limbaj deosebit de important îl constituie cel pe care îl folosim noi astăzi împreună cu dumneavoastră. Limbajul internațional al muzicii. În același timp, îmi permit și cu permisiunea domniei sale,
Excelența sa, domnul ambasador, este și un mare meloman. De aceea, la orice invitații de acest gen care îi permite timpul și, mă rog, preocupările, este prezent și poate, la sfârșitul acestei prime părți a recitalului nostru, o să rog pe domnul ambasador, poate de spune câteva cuvinte, dar până atunci, țin să salut în același timp mari personalități ale culturii, pe care nu o să pot să-i numesc pe fiecare, dar sunt aici mari personalități ale culturii, nu numai din domeniul muzicii, a artelor în general. Și nu în ultimul rând, fiecăruia dintre dumneavoastră, țin să-i mulțumesc pentru prezență și am convingerea că nu va fi o pierdere de timp, ci un câștig pentru spiritualitatea noastră. De aceea, nu lungesc vorba și o să dau cuvântul interpreților pe care îi invit în scenă, anume doamna Mihaela Stanciu, prim solista operei naționale, cu o voce caldă, catifelată, care dumneavoastră să puteți convinge dacă am caracterizat-o bine sau nu. Despre dumneavoastră, dacă o să vrea să mai spună ceva, o să vedem. Ea este acompaniată la pian de o tânără absolventă a Universității Naționale de București, pianista Teodora Țeceș. Invit în scenă pe doamna Mihaela Stanciu, prim solista operei române. Arii cunoscute din mai multe opere, canțonete, și pentru că au intervenit poate unele modificări din program, o să rog pe prim solista operei române să ne prezinte ea ce o să asculte cei care ne-au onorat cu prezența. Sunt onorată să fac parte din concertul care începe acum, am depășit puțin, peste ora 11 și sper că împreună cu mine și cu Teodora Țeveș, cât și cu ceilalți invitați ai acestui concert, care sunt oameni de mare cultură și de mare talent, să vă bucurați și să plecați cu sufletele încărcate de lumină, ascultându-le în această zi. Voi începe cu La Folletta, canțoneta La Folletta, de Marchesi. O secundă înainte de începeți, da? Ca lumea să știe că după partea aceasta alteră de voce și pian, urmează o a doua parte cu invitați deosebit, în care prima invitată, ca să zicem cum ar fi dacă aș fi vorba de ora 3, este o mare pianistă, Ana Sutiagina, și cu invitații ei la violoncel, marele compozitor Șerban Nichifor, așa că după o mică pauză de la prima dată, urmează partea a doua pe care v-am anunțat-o acum. Tu sei il mio spirito.
deja al final. Mulțumesc. Este o bucățică.
bucățică muzicală plină de rafinament și tocmai că excelează prin faptul că pe două, trei pagini reușește să aducă atât de multă emoție. Thank you.
Thank you.
Elixir d'Amore, Gaetano Donizetti. Este aria din actul 2, o arie sensibilă și foarte simplă, cum e și personajul. Thank you.
Aria este atât de frumoasă și atât de scurtă, în muzică știu că se pot pune două puncte și se repete. Să fie cântată de două ori. Da, așa, ar fi o soluție. Mai ales cum o cântați de bază. Este absolut superbă această arie și este atât de condensat tot ceea ce a vrut să spună Puccini, atât muzical, din punct de vedere melodic și armonic, încât este foarte convingător. Nu știu dacă ar fi fost mai lung scris cum ar fi fost. Bine, Puccini este un maestru. Tot ceea ce a scris este absolut genial. Și atât de frumoasă cât merită să fie repetat. Cum se spune în showbiz, încă o dată. Nu o să se supere că am spus bis la aria lui. Cred că s-ar bucura, cred că ar fi în lumină. Și ca să rămânem în aceeași speră de puritate a personajelor, m-am gândit să
închei concertul cu aria Micaelei, tot o dorință a domnului Zuckerman pe care am vrut să o respect și am vrut să-l bucur tocmai, de aceea am lăsat-o la urmă, ca să fie așa, cum zice francezul, pur la bombuș. Stimată doamnă, în ebraică există un dicton care spune așa, tradus în limba română, da? La urmă, la urmă, cel iubit. Așa? Atunci, așa să fie. Thank you.
domnilor, rugămintea lui Iancu Zuckerman adresată la mine să spun câteva cuvinte a fost puțin un atac surpriză, dar unul simpatic, că, ca tot ce face Iancu Zuckerman pentru noi, cred eu. Deci, vă mulțumesc tuturor și da, aș dori să răspund în orice caz la cuvintele extrem de amabile din partea dumneavoastră. Glumând, aș spune că tatăl meu ar fi fost mândru de mine și mama mea chiar ar fi crezut ceea ce a spus. Nu știu dacă sunt un meloman, în orice caz îmi place muzica. Asta este așa. Și îmi place ceea ce a spus Iancu despre ceea ce unește limbajul diplomatic și limbajul muzical. E așa, cu o mică excepție, cred că limbajul muzical nu are așa numiți prieteni falși ai traduce le faux amis, cum se zice, și este un limbaj foarte puternic cu care eu, de altfel, și în contextul oficial, lucrez, dacă pot să spun, cu mare plăcere. Muzica are un mesaj și politic. Reamintesc faptul că filarmonicii de la Berlin au deschis anul acesta festivalul Enescu cu a noua simfonie lui Beethoven și cu celebra Ode an die Freude, Bucurie, da. Care, cred că, cum ați spus, în timpul în timpul noastre, cu foarte multe probleme și la nivel european, are un mesaj direct și puternic. Pot spune la nivel mondial? Mondial, da. E așa. Tot ce am spus, aș putea să spun mai scurt și mai direct. Când Iancu invită la un concert și când nu am o împiedică foarte mare, vin cu mare plăcere. Asta ați spus. Artiștii formidabili din această linie. Domnul ambasador, vă rog să mai rămâneți și sunteți foarte ocupat, că urmează partea a doua, în care avem o invitată specială, care este pianista Ana Sutiagina, originară din Rusia, dar locuiește la München, care ne vor cânta în continuare la violoncel marele compozitor Șerban Nichifor, în același timp profesor, în același timp o mare personalitate în domeniul muzicii, dar în aceeași măsură de modestie foarte rară. În același timp, invitata noastră specială, pe care o rog, are la rândul ei niște invitați, o soprană, Daniela Ciocea și Odin Ciocea. Vă rog! Pentru că mai intervin niște modificări mici, dar programul este același, doar ordinea. Și o să-l rog pe domnul maestru Șerban Nichifor să spune și să prezinte
Sigur. Și fata voastră, care este o personalitate cu totul deosebită și de asemenea de o modestie rară întâlnită. Afară de faptul, este o mare artistă care știe cum trebuie mângâiate fratele pianului. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că cel mai bine ca fiecare dintre cei artiștii participați la această manifestare, care ne onorează pe toți, deoarece, într-adevăr, așa cum remarca și maestru Iancu Zuckerman, pentru că sunt adevărat un maestru și în domeniul muzicii, are un gust extraordinar și o înțelegere a artei sunetelor deosebită. Cred că cel mai bine ca fiecare să se autoprezinte. O rog în primul rând pe Ana, am o să vorbească în franceză. O să traduc dacă e necesar. Nu, e bine să traduci, că nu toată lumea bine. Este obligată să știe limba franceză. Le prie de Michel Camon și ton activité. Merci pour avoir invité, m'avoir invité à jouer ici, c'est un grand honneur pour moi. Je suis pianiste et directrice artistique de Moving Plastics, c'est une plateforme d'internet pour la musique nouvelle. Da, dânsa vă mulțumește pentru invitație și specifică este directoarea unui program Moving Classics pe internet de promovare a creației contemporane, dar și clasice, într-un mod cu tot original, pe care o să-l explice continuare. Vă explice? Je suis né à Russie, Tomsk, et après mes études, je suis venu à Munich, Allemagne, où j'habite et travaille maintenant. Născută la Tomsk, în Siberia, a stabilit la München, în Germania, unde lucrează în prezent. Încetul? Încetul! Vom debuta împreună, nu? Cântăm împreună. Care e programul care doriți? Tot programul. Care e programul? Alors, c'était ma première fois à Bucarest et on a fait un programme à Old Tchaïkovski. Et c'est ça que nous voudrions aussi vous présenter aujourd'hui. Et je voudrais commencer avec la valse de décembre. Piano seul. Piano seul. Bon. Ouais. Deci va începe cu valsul de decembrie pentru piano seul. O secundă, întreb ceva. Piesa de Brahms. O cântă? Vous avez aussi une trame sur votre Non. Non, bravo. Je peux... Là, on se fait D'accord. De ce que vous avez fait ce Non. Parce que je vais vous demander de Brahms, qui je sais, annonçant que nous allons avoir présent l'ambassadeur... Ok, d'accord. A spus, va, pentru cât o secundă. Mult cei costi, piesa de Brahms a pregătit-o în onoarea ambasadorului din și o piese de un german. Alors, je fais un compromis. Je joue vals de Brahms. Va cânta un vals de Brahms. Face un compromis. Dar în onoarea domnului ambasador. Da, în onoarea domnului ambasador. Cu ce începe? Le vals de Brahms. Thank you.
Tchaïkovski est de ça, moi. She's here right now in Bucharest because she sings contemporary composers. She tries to promote contemporary composers to get this music in the houses of European citizens, so to speak, to melomaniacs all over the world. And of course, she sings among this a lot of Romanian composers' music. And then she was in contact already with Professor Sherban Nikifor. We were in contact down there in Munich, and this is how we got together tonight.
we will sing right now. We were from which we prepared. There was this famous cycle of Piotr Ilyich Tchaikovsky, the romances, and we will sing one of the famous, I would say, Chevo, which is why, Varum. Okay, let's go. Чего подлет мила в шой, лишь на цвет на яроза сна. Чего обзелен от того, oh.
piesă este tot din ciclul romanțelor lui Tchaikovsky. Este foarte cunoscută, a fost îndepărtată și tradusă în mai multe limbi. Este Niet tolka tot toznal. So the, this tune was translated and sing also by Mario Lanza. If you remember, oh, not the lonely heart, probably if you listen, it's not hard to recognize it. So it's an international, but this is the original.
Thank you.
peut-être chacun de vous peut chanter avec nous. C'est Podmaskov et Vichera. C'est juste pour. Sure.